Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Apar situații neașteptate, dar o să fim cu garda sus, să ne descurcăm frumos, să ne rezolvăm toate problemele. Astrele vor putea aduce schimbări în sistemul nostru de credință, bogăție, educație, călătorii, fericire generală și mulțumire. În această situație ne vom putea mișca între optimism și incertitudine, între încredere și anxietate. Toate aceste mișcări vor fi foarte stresante, dar vom avea nevoie de schimbări în viață, deoarece numai în acest fel vom putea evolua. De asemenea, contextul astral al zilei ne va induce credință și optimism. Probabil că nu vom beneficia de un plan clar elaborat în toate situațiile, dar vom avea credința că lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Și chiar dacă nu ne vom atinge în această zi țelul, cel puțin ne vom apropia binișor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec nu va fi prea practic și va tinde să fie cu capul în nori, fapt în urma căruia va uita lucruri. În astfel de momente îi va fi ușor să comită o eroare sau să facă un pas greșit, ceea ce va putea duce la pierderi serioase. În primul rând va fi vorba despre finanțe. Va putea cheltui bani pe lucruri inutile și va putea investi în proiecte fără speranță. Ba chiar va putea avea pierderi. Cu mare grijă și fără grabă, numai în acest mod va putea să acționeze în această zi. Tot ceea ce va întreprinde în acest moment va necesita o abordare extrem de responsabilă, chiar și cu comunicarea cu partenerul său de viață. O să mai completați lipsurile de prin casă, le luați alor voștri ce au nevoie și vă scoateți banii să vă ajungă pentru toate cele. Apar cheltuieli neprevăzute și o să apelați la fondul secret dacă aveți unul. Dacă nu, vedeți cum vă descurcați, ca să fiți cu plățile la zi. Taur. Nativul Taur va trebui să depună eforturi suplimentare pentru a-și atinge obiectivele, până și sarcinile cele mai obișnuite îi vor părea mai dificile decât de obicei. Din fericire, va primi un sprijin neașteptat atât de la colegi cât și de la prieteni. Poate vă ocupați și voi într-o oarecare măsură de casă și o să aduceți unele îmbunătățiri pentru că poate mai vine un copilaș. O provocare pe linie de serviciu și poate prindeți un post mai bun, o funcție, un supliment salarial, ceva se întâmplă și e bine să fiți pe fază. Astrele îi recomandă să fie răbdător cu cei dragi și să încerce pe cât posibil să evite disputele și pretențiile reciproce. Ideal va fi ca nativul Taur să nu-și amintească vechile conflicte sau unele evenimente neplăcute din trecut. Spre seară îi vor face bine genul de discuții pozitive în care fiecare va dezvălui despre ce anume îl face fericit. Gemeni. Nativul Gemeni va avea o zi dificilă. Influența tendințelor negative va fi accentuată, așa că va fi indicat să elaboreze un plan de acțiune înainte de a începe orice activitate. Dacă nu va face acest lucru, îi va fi dificil să-și canalizeze energia într-o direcție constructivă și să se abțină de la deciziile și acțiunile ce îi vor putea face rău. În tot ceea ce se va referi la relațiile sale apropiate, se va putea baza pe intuiție, sfaturile acesteia fiind corecte. Seara va fi potrivită pentru comunicarea cu cei dragi, consolându-și astfel legăturile de familie. Nativul Gemeni va avea oportunitatea de a discuta calm chiar și situațiile mai neplăcute în care va ajunge rapid la compromisuri. Se observă o mai bună comunicare cu anturajul și o să faceți muncă de calitate extra și la serviciu și în particular. Vin ceva bani în plus, ați accepta vreo colaborare și o să vă descurcați mult mai bine din punct de vedere financiar timp de vreo 2 luni, cam așa. Rac. Nativul Rac va avea o zi foarte bună. Fiind în armonie deplină cu sine însuși, implicit și activitățile sale vor fi bune. De cele mai multe ori va obține lumina reflectoarelor. Datorită unei intuiții acute, va reuși să separe sarcinile mai importante de cele secundare și să se concentreze pe rezolvarea exactă a acelora care vor merita cu adevărat atenția sa. O să bateți palma pentru un contract care o să vă aducă bani și o să vă reglați în zona financiară. O să vă simțiți în elementul vostru, o să aduceți unele îmbunătățiri aspectului fizic, schimbați ținuta, coafiura și o să vă reinventați. Primirea de vești plăcute va fi posibilă în a doua parte a zilei. Un telefon sau alt mesaj ce va veni de departe îi va da o idee minunată pe care se va grăbi să o pună imediat în practică. Seara va fi favorabilă comunicării, începutului de noi relații amicale sau romantice. Farmecul nativului Rac va fi puternic, așa că nu-i va fi greu să atragă atenția celor care îl vor interesa. Leu.
Chiar dacă îi va fi dificil nativului leu să evite conflictele cu cei dragi, o va putea face. Va dura ceva timp pentru a discuta calm toate problemele, pentru a găsi soluții care să se potrivească tuturor. Nu va fi de dorit să discute planuri comune de viitor, mai ales dacă vor fi legate de odihnă sau de călătorii. Pe această temă, orice diferență de intenții va putea deveni motiv pentru o ceartă. Poate vă lansați într-o nouă experiență profesională și o să se vadă cât de curând rezultatele. Banii, gloria. E o energie de importantă care vă ajută la treabă, dar vă mai și încurcă, sunteți precipitați și mai faceți imprudențe, așa că aveți grijă. Spre seară, nativul leu nu va trebui să depună efort speciale pentru a aprinde pasiunea din sufletul său, ci va avea nevoie doar să se bucure de surprizele pregătite de partenerul său, alături de care va petrece momente de neuitat. Fecioară. Nativul Fecioară va avea o zi obositoare în care va fi nevoit să-și arate perseverența, calitate obligatorie pentru obținerea succesului, deoarece împrejurările și conjunctura astrală îi vor fi potrivnice. O persoană din anturajul apropiat va încerca să îl distragă sau să-l forțeze să-și abandoneze obiectivele, dar nu va trebui să schimbe planurile, în special cele personale, deoarece ele vor fi extrem de importante în această perioadă. Cunoștințe neașteptate sau întâlniri cu persoane ale căror experiențe îi vor fi utile, nu vor fi excluse. Se poate să vă parvină un ajutor din altă localitate, de la rude sau poate de la prietenii care vă poartă de grijă. Se poate să alegeți o altă destinație de vacanță, că o fi intervenit ceva acolo unde rezervaseră-ți mai de mult și o să verificați condițiile ca să n-aveți surprize. Nativul Fecioară va fi plin de energie și entuziasm romantic, ceea ce va însemna o seară cu adevărat memorabilă. Balanță. Nativul Balanță va avea o zi foarte aglomerată. Ca și cum activitățile sale n-ar fi fost suficiente, va trebui să se ocupe și de problemele altora. Vor putea exista unele neînțelegeri atât acasă cât și la locul de muncă. Persoanele din jurul său îl vor înțelege greșit, multe considerându-se ofensate din cauza unor fleacuri. E bine să vă îngrijiți de sănătate ca să nu vă afecteze în niciun fel starea de spirit și nici forța de muncă. O să vină niște bani pentru care ați făcut diverse intervenții, dar să fiți recepție că aveți de plătit niște facturi de care ați uitat și vine scadența. Astrele îi recomandă să clarifice situația cât mai curând posibil, deoarece numai în acest fel va evita problemele grave. Ideal va fi ca nativul Balanță să evite acordarea unor împrumuturi în numerar, chiar și în sume mai mici. Nu de alta, dar va fi puțin probabil să-i fie returnate la timp și atunci va putea ajunge într-o situație deloc confortabilă. Scorpion. Nativul Scorpion va trebui să dovedească flexibilitate și delicatețe pentru a evita eventualele conflicte de peste zi. Pentru aceasta va avea nevoie să facă numeroase concesii semnificative, în caz contrar va risca să deterioreze relațiile cu persoanele care vor juca un rol important în viața sa. O să aveți de rezolvat o problemă contractuală și vă duceți în audiență sau accesați online conducerea să vă dea ok-ul. Se poate să relansați o negociere, să vedeți dacă începeți lucrul sau refuzați o ofertă care nu corespunde așteptărilor voastre ca bani. Experiența oricui altcuiva îi va fi total inutilă, așa că va trebui să ia propriile decizii și să-și asume destule responsabilități. Deci nativul Scorpion va putea sări peste sfaturile altora, dar va trebui să asculte foarte atent îndrumările propriei sale intuiții. La sfârșitul zilei va putea primi o sumă modestă de bani, dar suficientă pentru a-și satisface capriciile. Săgetător. Nativul Săgetător va fi în centrul atenției pe tot parcursul zilei. Se va putea folosi de acest tatu pentru a-și face cunoștințe interesante. Va fi extrem de fermecător și va câștiga ușor admirația celor care îl vor interesa. Va fi posibil să-și reîntâlnească vechi prieteni, foști colegi sau alte persoane cu care nu s-a mai văzut de foarte mult timp. O veste bună legată de sănătate, vor fi ieșit niște analize care arată că sunteți sănătoși, că și-o fi făcut efectul unui tratament. E posibil să se schimbe ceva la serviciu și să faceți eforturi de adaptare din mers, că sunteți ambițioși și aveți multe de spus în profesie, în carieră. De asemenea, va fi capabil să implementeze o mulțime de idei ce au fost planificate anterior, etalându-și cu plăcere abilitățile. Către seară, nativul Săgetător va putea restaura o relație de suflet mai veche, ce a fost întreruptă o perioadă mai lungă din motive de depărtare. Capricorn.
Cu cât alții vor avea mai multă influență asupra nativului Capricorn, cu atât va avea o zi mai fructoasă. Va fi vorba despre libertatea de acțiune, independența în fapte și hotărârile proprii ce vor determina reușita zilei. Conexiunile vechi vor fi mai mult agasante decât folositoare. Va exista posibilitatea de a renunța la ele pentru a avansa profesional. O să vă caute mai multă lume și o să reluați niște preocupări comune, dar se poate să vă vedeți și în rețelele de socializare. Vi se dă ceva de lucru în particular și o să vă bucurați de aprecieri din partea șefilor. E rost și de o promovare și o să fie consistent și la bani. La a doua parte a zilei vor apărea mici neînțelegeri în familie, nu toate acțiunile sale vor fi înțelese de cei dragi. De asemenea, partenerul de viață va fi sceptic, dar nu va încerca să-i critique ideile. Astrele îi recomandă nativului Capricorn să-și găsească timp pentru o conversație liniștită, în care va putea clarifica cele mai stringente probleme. Vărsător. Nativul vărsător va avea o zi potrivită mai mult pentru reflexie, discuții și planificări decât pentru a face lucruri palpabile sau de a rezolva probleme practice. Va discuta cu persoanele din anturajul apropiat despre obiectivele comune. Va fi posibil ca acest lucru să îl inspire în unele probleme importante. Va putea câștiga o sumă de bani și chiar dacă va fi una destul de modestă, va fi în măsură să-i permită câteva achiziții plăcute. Se întrevede un proiect, poate fi și de sezon, care să vă aducă bani o perioadă bună de timp. O să faceți investiții în locuință, unii dintre voi se poate să vă și mutați pe perioada verii la alt domiciliu din altă zonă geografică de prin țară. Seara va fi propice planificării unor călătorii. De asemenea, nativul vărsător va putea avea întâlniri cu persoane cărora va dori să le facă o impresie favorabilă. Pești. Ziua îi va oferi nativului Pești ocazia de a realiza ceva distractiv și frivol și de a discuta cu persoane care vor ști să îl înveselească sau să-i amintească situații amuzante din trecut. Chestiunile dificile vor trebui amânate pentru altă zi, mai ales dacă acestea vor necesita precizie, concentrare sau atenție la detalii. E bine să vedeți ce se întâmplă cu mașina, dacă e în stare de bună funcționare și să fiți cu băgare de seamă la volan să nu luați vreo amendă. E posibil să apară cineva care are nevoie de voi ca de aer și să vă puteți bucura de traiul în doi pentru că e șansa voastră de a fi fericiți. Sarcinile de serviciu îl vor obosi mai repede decât de obicei, iar nativul Pești va începe să facă greșeli și se va supăra pe sine, dar și pe alții. Va fi clar că acest lucru nu va duce la nimic bun. Activitatea fizică severă va trebui evitată și ea. Dacă va practica sportul, va trebui să aibă grijă deoarece vătămări minore, dar neplăcute, vor fi posibile. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!